E ca Dumnezeu, și în dimineața asta, să ne dea putere să ne încingem mințile, iar Duhul Sfânt să ne ilumineze ca să înțelegem cuvântul lui Amin. Amin. Vom studia pentru această dimineață din capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 4, iar această porțiune de text uh, continuă ceea ce apostolul, autorul cărții Evrei ne-a spus, chiar de la versetul 1, din capitolul 1. El ne-a a, a afirmat supremația Domnului Iisus Hristos față de îngeri până la versetul 4, a afirmat lucrul acesta, apoi a argumentat tot capitolul 1 până la final, de la versetul 4 până la versetul 14, așa, printr-o serie de citate din Vechiul Testament, a argumentat, a testat supremația Domnului Iisus Hristos față de îngeri. Iar în capitolul 2, versetul 1, aplică această supremație a Domnului Isus Hristos față de îngeri la viețile noastre. Cu alte cuvinte, cu ce ne afectează pe noi lucrul acesta? Uitați cum introduce el porțiunea pe care o avem înaintea noastră în această dimineață. Versetul 1. De aceea. Ce este de aceea? Ce introduce de aceea? O concluzie, da? De aceea introduce o concluzie. V-am spus lucrurile astea în concluzie, da? Iisus este mai mare decât îngeri. Asta este ideea primară din capitolul 1. Nu trebuie să te gândești mult. Ideea primară, principală, esențială din capitolul 1 asta este. Isus este mai mare decât îngeri. De ce demonstrează asta? Pentru că în perioada bisericii primare erau unii oameni care provodeau că Iisus este unul dintre îngeri. În context evresc, lucrul ăsta era convenabil unora care erau persecutați datorită Domnului Iisus Hristos. Ei acceptau aparițiile îngerești, Domnul e mare lucru. Isus e unul dintre îngeri. Asta este. Da? Iisus este mai mare decât îngeri. Isus nu este un înger. Iisus este Dumnezeu. Este oglindirea slavei Lui, întipărirea ființei Lui. Ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor. A șezut la dreapta mării în locurile prea înalte. A ajuns cu atât mai presus decât îngeri, cu cât a moșnit un nume mult mai minunat decât al lor. Este mult deasupra îngerilor. Da? Surclasează din orice punct de vedere îngerii niciun înger nu ar fi putut să facă, oricare dintre îngeri n-ar fi putut să facă ce a făcut Domnul Iisus Hristos. El este suprem, da? După ce afirmă lucrul ăsta, argumentează, aplică lucrul ăsta. Arată care sunt implicațiile acestui fapt asupra vieților noastre. De fapt, care este o implicație majoră. El ne vorbește uh, imediat în capitolul 2 despre o implicație majoră asupra acestui lucru în viețile noastre. De aceea, auziți cum formulează el, de, implicația aceasta, de aceea cu atât mai mult, cu atât mai mult ce? Ce compară el aici? Ce compară el aici? Păi compara ceea ce Dumnezeu a făcut în viața oamenilor prin îngeri și ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos în viața ceea ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos în viața oamenilor. Este tot o comparație între Domnul Isus Hristos și îngeri, între Domnul Iisus și Hristos și îngeri. Că -și zice versetul 2, că și dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Deci comparația este între Hristos și îngeri în capitolul 1 și în această aplicație, în această implicație, în această concluzie din capitolul 2, comparația se continuă între Hristos și îngeri. Zice de aceea, chemarea pe care ne-o face... Autorul aici este de aceea cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, pe care le-am auzit, ca să nu fim uh, depărtați de ele. într o traducere spune de aceea uh, trebuie să luăm aminte la lucrurile pe care le-am auzit. Uh, expresia aceasta a, 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 ții, a te ține de lucruri, a lua aminte la lucrurile acelea uh, este folosită deseori în Sfânta Scriptură. Înseamnă să ai deplină atenție, să te păzești cu privire la, la un lucru, să te prinzi. De un lucru, uh, am să vă dau trei citate care mi s-au părut uh, uh, importante pentru a explica care este starea spirituală a acestor oameni. Cartea Evreie este o carte foarte greu de interpretat pentru că audiența care îi scrie autorul este mixtă. Sunt oameni credincioși autentici, sunt oameni care erau parte din congregație sau erau împreună cu congregația, dar încă nu erau hotărâți 100% pentru Dumnezeu. Sunt oameni care la propriu spuneau despre Domnul Isus Hristos lucruri care nu erau adevărate, da, că el ar fi doar un înger care încercau cumva să coboare ștacheta ca să fie acceptați și de uh, familiile lor evreiești, de comunitatea lor evreiască. Audiența este mixtă, și de aceea când treci de la un pasaj la altul s-ar putea să în anumite confuzii De aceea vă citesc uh, Trei citate care mi s-au părut uh, Iluminatorii pentru A discerne Cărei categorii de oameni Îi scrie în pasajul acesta Kent Hughes în comentariul lui pe evrei spune așa Preocuparea transcendentă a Acestui averti avertisment Este pentru cei care Deja au auzit Cei care știau Evanghelia Mai mult preocuparea nu este pentru cei care resping Evanghelia și pentru cei care o neglijează pentru că spune în versetul 3 cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători. nepăsători. Nu și că au respins evanghelia, nu spune că au făcut o declarație publică ce știu o de blestemarea Domnului Isus Hristos, nici vorbă de așa ceva. Au fost unii oameni care s-au lepădat deschis de Domnul Isus, care au blestemat pe Domnul Isus, au blasfemia pe Domnul Isus Hristos în istorie, au fost oameni. Dar nu avem de face cu asemenea oameni aici. Calvin spunea, nu doar respingerea Evangheliei, ci chiar neglijarea ei merită cea mai severă pedeapsă având în vedere măreția harului care este oferit în ea. Mulți comentatori spun că limbajul folosit în evrei aici este limbajul uh, din uh, nautică, da? limbajul uh, este un limbaj care se referă la uh, folosit pentru cei care uh, erau pe corăbii, conduceau corăbii și făceau comerț așa mai departe și el spune că imaginea prezentată în locul acesta este a unui vapor sau a unui bărci care intră într-un port și nu se ancorează, trece pe lângă port și atunci e momentul să ancoreze, să se oprească. Și trece pe lângă port și pur și simplu se duce încolo. Și măcartur comenta legat de imaginea aceasta și de limbajul acesta pe care mulți comentatori îl aplică pasajul acesta și spun că la asta se referă pasajul acesta. El zice așa, cu atât mai mult trebuie să ne ancorăm viețile în lucrurile pe care le-am auzit și aplică la imaginea aceasta ca nu cumva corabia vieții noastre să treacă pe lângă portul salvării și să fie pierdută pentru totdeauna. Adică fără ancoră, un vas plutește în derivă, dar rătăcește pur și simplu. De ce? Pentru simplu fapt că nu s-a ancorat. Chemarea autorului în Cartea Evrei și în capitolul 2, în mod special în locul acesta, este ca oamenii să se ancoreze în ceea ce era atunci în fața lor. Ce era atunci în fața lor predicat? Hristos, Evanghelia, mântuirea în Domnul Isus Hristos. Ancorea asta acum în Hristos pentru că spune El ca nu cumva să fim depărtați de lucrurile acestea. Versetul 1, uh, capitolul 2. Ca, ca să nu fim depărtați de ele, da? Să nu ne pierdem în derivă. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Așa că. Poziția mea, sunt mai multe opinii cu privire la cine sunt oamenii aceștia din capitolul 2, care este componența lor, care este starea lor spirituală. De exemplu, prezbiterienii, mulți dintre ei spun că cartea evrei este scrisă unei adunări de credincioși, deși nu știm nici autorul, nu știm nici audiența specifică, adunarea care îi scrie, locul în care trimite. Se speculează, sunt anumite idei pe baza cărora sau anumite detalii din text pe baza cărora putem specula cu ei a scris și așa mai departe, dar nu se știe. Deci chiar ăsta e lucru pe care l-am putea spune cu siguranță. Ceea ce se poate spune cu siguranță despre autor și despre destinatari este că nu se știe sigur. Nici cine a scris cartea, nici cui a scris-o exact. Știm doar că a scris-o evreilor. Dar cărei adunări sau comunități de evrei nu putem să, fi, să știm sigur prezbiterii. Unii dintre, ei, unii dintre prezbiterieni spun că cartea este scrisă credincioșilor, toți sunt credincioși de acolo, sau cel puțin toți sunt botezați, ceea ce pentru ei înseamnă că toți sunt în nou legământ, au intrat în legământ. Dacă au fost botezați mici sau adulți, asta nu face niciun fel de diferență. Totuși ei recunosc că unii dintre aceștia nu sunt regenerați, dar pentru că sunt în legământ, ei pot să calce legământul. Da? Te-ai botezat, ai intrat în legământ. Că tu ești regenerat, că ai fost prung mic și nu știi că ai fost băgat în legământ, asta nu face nicio diferență. Ești sub stipulațiile legământului, sub poruncile legământului, da? Știu că nu prea face sens pentru dumneavoastră care aderați la altă teologie a botezului, dar asta este o perspectivă, da? Așa că oamenii aceștia calcă legământul fără să fie regenerați. Pentru noi, baptiștii, lucrul ăsta este o aberație. N-ai ce legământ să calci dacă nu ești în el. Pentru ei, lucrul ăsta are sens pentru că în legământ intri momentul în care te-ai botezat. Nu că ai vrut tu să fii în legământ, Ce ai fost pus în legământ. Ai intrat pe terenul legământului, pe teren creștin, da? Și tu ești sub obligația de a respecta legământul ăla chiar dacă nu ești născut din nou, da? Și uh, unii dintre ei spun că pasajul acesta se, uh, se adresează unor oameni ca aceștia, care erau în legământ, dar mulți dintre ei încă nu erau regenerați, nu erau mântuiți. Alții spun că pasajul acesta vorbește unei biserici și unor oameni din biserică care au făcut mărturisiri de credință și uh, varianta asta este adoptată probabil de cei mai mulți calviniști, uh, este făcută, deci adresarea este către niște oameni dintr-o biserică care au făcut o mărturisire de credință, dar care, cu trecerea timpului, dădeau înapoi, dovedind în felul acesta, da? că nu erau credincioși cu adevărat. Asta e asta cea mai ușoară variantă de luat, da? Sunt oameni în biserică care l-au mărturisit pe Domnul Isus au botezat, fac parte din biserică, dar cu trecerea timpului dovedesc că nu sunt născut din nou. Asta e cea mai ușoară variantă. Ei varianta asta și-au la toate avertizările din evrei și nu ai mai niciun fel de probleme de interpretare. da? Alții spun că aici sunt credincioși adevărați care, datorită neglijenței, pot să își piardă mântuirea. Ei încă nu și-au pierdut mântuirea, că de asta le se dă avertizarea, dar pot să-și piardă la propriul real mântuirea. Perspectiva mea este, nu doar a mea, și a altor comentatori, este că aici autorul vorbește, cartea evrei este scrisă unei audiențe mixte și în fiecare pasaj trebuie să identifici partea din audiență care îi se adresează autorul. John McArthur are un articol foarte bun scris pe chestiunea asta și cartea evrei și cred că multe confuzii care se trag din cartea asta este datorită faptului că nu se identifică la timp care este categoria de oameni care îi se adresează apostolul. De exemplu, dacă e vrei capitolul 10, da? Acest pasaj faimos, dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio... Chiar și din perspectiva arminiană, da? Sau semi-pelagiană, pelagian în ce perspectivă vrei tu? Dacă care nu-i calvinistă, da? Din perspectiva arminiană, dacă păcătuim cu voia. Dacă ai făcut un păcat cu voia, textul nu-ți spune câte păcate cu voia să faci. Unul singur, câți dintre noi n-am făcut un păcat cu voia săptămâna asta? Deci pasajul te aruncă într-un într, -un, într -un hățiș din asta din care nu mai poți ieși. Deci te încurci cu totul acolo dacă interpretezi că pasajul acela se referă la credincioși care au făcut un păcat cu voia sau ce știu eu câte păcate cu voia pasajul nu ne spune câte și nu mai există nicio jerfă pentru păcate. În timp ce noi știm tocmai că jertfa Domnului Isus este pentru păcate. Acum dacă spui că jertfa Domnului Isus nu este pentru toate păcatele devii un fel de arminian calvinist. Da? Adică jertfa Domnului Isus Hristos este pentru păcate dar nu pentru păcatele cu voia. Da? Poți să devitezi o droaie de erezie pentru simplul fapt că n-ai reușit să clasifici pasajul. Dom'le, cui vorbește pasajul ăsta din audiență? Da? Cui vorbește? Cui se adresează? Opinia mea este că pasajul din fața noastră se adresează oamenilor, evreilor, care au auzit Evanghelia, erau în cunoștință de Evanghelia, nu acum o cercetau, cochetau cu ea, dar nu au luat o decizie, da? să vorbim în felul acesta, nu au luat decizie, nu s-au convertit, nu s-au întors la Domnul Isus Hristos. Lor li se cere să nu stea nepăsători. Vom vedea imediat de ce folosește uh, apostolul persoana întâia plural. Noi să nu stăm nepăsători, da? Vă dau câteva, câteva argumente pentru uh, pentru perspectiva aceasta, pentru interpretarea aceasta. Oamenii aceștia sunt chemați la credință, din ceea ce înțeleg aici, ei sunt chemați să se țină de lucrurile sau să ia aminte la lucrurile pe care le-au auzit. Dacă ați luat expresia din limba greacă și ați trece prin mai multe pasaje, ați observat mai bine nuanța expresiei de a ne ține de lucruri, de a ne agăța de lucruri, de a crede în lucrurile acelea, da? dar ei insista pe lucrurile acelea. Da? Ei sunt chemați să primească Evanghelia. Despre Evanghelie se vorbește, versetul 3. Despre o mântuire așa de mare, care a fost vestită de Domnul. Da? Despre Evanghelie se vorbește. Ei sunt chemați la credință. Doi, despre ei se vorbește ca despre niște oameni care au auzit lucrurile acestea. Nu se spune despre ei că le-au crezut. Auzit ce spune? De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am au auzit, nu spune că le-au crezut, nu spune că au fost răscumpărați, pe ce în împăcați cu Dumnezeu, ispășiți sau ce mai știu eu alte lucruri. Au auzit lucrurile acestea, da? Au auzit lucrurile acestea. Sunt cuvintele Evangheliei pe care ei le-au auzit, dar încă în care nu au crezut. Contextul larg, dacă le iei, din care, dai, pornind de la capitolul 1, versetul 1, se demonstrează superioritatea lui Isus față de îngeri. Cui se demonstrează lucrul acesta? La niște credincioși? Nu știau și cine este Isus Hristos? Deci eu am crezut în Isus Hristos într-un mod mântuitor și eu nu știu care este identitatea lui Hristos și acum mi se cere să nu fiu nepăsător față de mântuire. Din punctul meu de vedere, interpretarea aceasta este absurdă. Contextul ar da că este vorba despre niște oameni care încă nu acceptau care este identitatea biblică, reală a Domnului Isus Hristos. El trebuie, să, el trebuie să argumenteze lucrul ăsta, să le dovedească lucrul acesta, da? Pericolul care îi păștea pe oamenii aceștia nu era să cadă de la credință, ci îi spune textul acesta să fie depărtați de lucrurile acestea. Deci pericolul pe care îl prezintă apostolul aici nu e că ei vor cădea de la credință. Dar spune foarte clar. Să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele, da? Depărtați de ele. Acum, dacă cineva vrea să ia orice expresie de felul acesta în care este dat un avertisment și să le claseze, să le forțeze pe toate ca să intre sub o singură expresie căzut de la credință, poate să facă lucrul ăsta, nu cred că este cinstit cu textul biblic. Biblia vorbește despre cădere de la credință, despre lepădarea credinței, despre depărtarea de credință. Textul acesta nu vorbește despre asta, da? Deci nu forțăm orice expresie pe care o găsim noi pentru a să potrivi unui anumit uh, concept, da? comparația în textul acesta nu se face între, în versetul 2 și versetul 3, între uh, membrii vechiului legământ, adică evrei care au auzit cuvântul vestit prin îngeri, da? Și cum vom scăpa noi, adică membrii care sunt deja în nou legământ. Cum interpretează mulți prezbiteriani, am auzit o, am ascultat o dezbatere pe tema aceasta. Da? Deci comparația nu este între oameni care erau membri în vechiul legământ și acum oameni care sunt membri în biserică. Comparația este între evrei care au fost în vechiul legământ, cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, adică legea. Da? Între evrei din vechiul legământ și evrei care acum erau la trecerea noului legământ și cărora li se propunea Evanghelia. Prima dată Evanghelia a fost vestită întâi iudeilor și apoi grecilor. Știți la un moment dat apostolul Pavel își scutură hainelor și spune hainele și spune, domnule, dacă voi respingeți Evanghelia, ne vom întoarce către neamuri. Pentru că audiența primară care a se adresat apostolul Pavel în lucrarea lui de misiune de plantare de biserici au fost evrei. El întâi evrei a căutat. Mulți ați venit și întreabă, dar cum de intra Apostolul Pavel? Pavel ținea sabatul? Nu, domnule, Pavel nu ținea sabatul. Când era să găsească Pavel evrei ca să le vorbească, toți adunat la oaltă? Când? În sabat, evident, în sabat. Nu venea niciunul duminica să-l pe Apostolul Pavel. Să fie foarte clar. Dar pentru că viziunea lucrării sale, misiunea lui a fost întâi să se adreseze evreilor, de asta tipul de lucrare pe care l-a adoptat se potrivea cu, cu, scopul misiunii sale. Cu scopul misiunii sale, da? A fi nepăsător, nu alt argument, a fi nepăsător, înseamnă a nu băga în seamă, da? A nu fi atent și lucrul ăsta cu siguranță este adresat celor care făceau lucrul acesta, nu credicioșilor. Dacă ai adopta convingerea că, din ceea ce înțeleg eu, convingerea că aici sunt credincioși, atunci, din punctul meu de vedere, distrugem orice concept biblic despre mântuire. Deci dacă un credincios poate să fie neglijent față de cel mai important lucru din viața lui care a transformat radical viața lui, atunci nu știu ce mai înțelegem despre mântuire. Da? Și dacă aici se vorbește despre credincioși, cu siguranță putem justifica tot falimentul mega evanghelistic și a cruciadelor de evangelizare care au convertit lumea asta de trei ori și în, în realitate oamenii aia nicăieri. Atunci poți justifica. Doamne, domnule, ei au fost mântuiți, dar în timp ce plecau de la stadion după ce au auzit Evanghelia și au pierdut mântuirea. De deci, ce? Conceput să fie neglijenți față de mântuirea care le s-au predicat. Dar ei au fost mântuiți. Au ridicat mâna, au repetat rugăciunea, ei au fost mântuiți. Deci, dacă adopți interpretarea asta, într-adevăr, poți justifica absolut orice. Absolut orice. Uh, de ce autorul se include pe sine? Cred că se include pe sine pentru că asta este o figură de stil găsită des în Sfânta Scriptură. Te introduci pe tine în audiență. Pavel face lucrul ăsta des și în FSN și în Galaten. Te introduci pe tine în, audiență pentru a simpatiza cu audiența, face lucrul ăsta probabil pentru că era un evreu dintre evrei, că cunoaște foarte bine uh, toată teologia evreiască și face lucrul acesta pentru că este în ultimă instanță, prin extensie, o responsabilitate a fiecăruia dintre noi de a ne ține de mântuire, de a ne ține de Evanghelia. Așa că, deși eu cred că pasajul se adresează întâi celor care cochetau, cunoșteau Evanghelia, dar încă nu au primit-o, cred că pasajul acesta are implicații pentru fiecare dintre noi care suntem aici. Deci prin pasavul acesta, prin extensie, are implicații și are aplicații pentru fiecare dintre noi. Cred în primul rând că pasajul acesta se adresează necredincioșilor care au auzit Evanghelia, dar nu îl primesc pe Hristos, ci amână. Cred de asemenea că pasajul acesta se adresează necredincioșilor care au auzit Evanghelia și mărturisesc că l-au primit pe Hristos, dar în realitate nu l-au primit. Dar cred că pasajul acesta se adresează și credincioșilor care din vari motive, imită într-un fel temporar comportamentul necredincioșilor. De adică devin neglijenți față de Hristos, față de Evanghelie și față de această mântuire așa de mare care ne-a fost dată. Deci prin extensiv pasajul acesta în această dimineață ne se adresează fiecăruia dintre noi și suntem puși, dacă am putea spune așa, la zid, suntem încolțiți să gândim ce fel de atitudine avem față de Evanghelie, față de a mântuirea aceasta așa de mare care ne-a fost dată. Și dacă nu cumva cu trecerea timpului, atitudinea noastră, dragostea noastră față de Evanghelie, față de Hristos, față de mântuire s-a răcit. Care este? Am putea să stăm așa, da, oh, wow, ce bine că a spus fratele Andrei la bun început că pasajul acesta vorbește despre uh, unii care cochetau cu Evanghelia. Noi am primit Evanghelia, deci nu avem nicio legătură cu asta. Nu! Uite de la tine dacă nu cumva în dimineața aceasta e aceeași atitudine față de mântuire sau atitudine similară față de mântuire și de Evanghelie față de Domnul Isus, ca și necredincioșii. Asta este întrebarea, da? Asta este lucrul la care suntem chemați ca să privim în această dimineață și să ne cercetăm. Și dacă nu ești unul dintre oamenii aceștia, dacă nu ești, slavă Domnului, ia aminte în această dimineață, studiind acest text, ca să nu fii unul dintre ei. Ca să nu fii unul dintre ei. Uitați, apostolul, autorul cărții în locul acesta, ne prezintă responsabilitatea mare pe care noi avem față de Evanghelie. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile astea sau să luăm aminte la lucrurile acestea da? pe care le-am auzit. Asta e responsabilitatea noastră. Și odată cu responsabilitatea aceasta vine un risc ca să nu fim depărtați de ele. Da? Este o responsabilitate și vine un risc. Orice poruncă a lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură este intenționată, este prezentată ca să ne ferească de un pericol. Nu știu dacă ați simțit vreodată deranjul ăsta că citiți prea multe porunci în Biblie. Că Dumnezeu parcă pune un fel de juc din ăsta greu pe noi. Și cu fiecare predică pe care o auzi, cu fiecare poruncă, cu fiecare îndemn, cu fiecare sfat pe care ți-l dă, parcă să mai suie cineva pe jugul ăla și te apasă mai tare. Și -o mai dau câteva porunci duminica asta și -o mai dau câteva porunci duminica asta și îți îngreunezi jucul ăsta, deși Ioan spune că poruncile lui nu sunt grele, Acum, ce perspectivă asupra poruncilor lui Dumnezeu și asupra cuvântului lui Dumnezeu trebuie să ai ca să spui că poruncile lui nu sunt grele? Ce perspectivă asupra poruncilor lui Dumnezeu trebuie să ai așa încât să dorești să spui oare ce porunci mai are fratele Andrei pentru noi în dimineața asta? Oare fratele păstori câte porunci o să ne dea în dimineața asta? Spre să fie multe! Dacă ai o perspectivă corectă asupra poruncilor lui Dumnezeu din Biblie, s-ar putea să ajungi la punctul acesta în care să spui vreau să aud poruncile lui Dumnezeu. În textul acesta ni se arată că porunca lui Dumnezeu este legată de un risc. Porunca ți se dă ca să te ferească de ceva. Și în momentul în care înțelegi lucrul ăsta și privești cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată când mi se dă o poruncă, ea este intenționată ca să mă ferească de un pericol. Asta înseamnă că e spre binele meu. E spre binele meu lucrul acesta, da? Riscul este să fii depărtat de Evanghelie. Vrei să fii depărtat de Evanghelie? Păi nu vreau. Vrei să fii depărtat de lucrurile acestea? Păi nu vreau. Uite care e porunca. Ține-te de ele. Ia aminte la ele. Crede în, mod consecvent în ele. Nu te mulțumi cu o mărturisire inițială de credință. Am crezut și eu în Domnul Isus. Care e starea ta astăzi față de Evanghelie? Care e atitudinea ta astăzi față de Evanghelie? Care e focul din inima ta față de Evanghelie? Care e, nivelul căldurii inimii tale, spiritual vorbind, față de Evanghelie? Analizează-te din punctul ăsta de vedere. Poruncă aceasta, avertizarea aceasta ți se dă ca să te ferească de un pericol. Așa că de fiecare dată când citești, ia un principiu de aici, de fiecare dată când citești în Biblie poruncile lui Dumnezeu, înțelege că de fiecare dată ele au fost intenționate să te ferească de un pericol. Îi spune Dumnezeu lui Adam. Și noi toți suntem proști ca Adam. Adam, uite care e, păzește grădina? Asta e prima, îi spune, să muncească, să păzească grădina. Da? Și să nu mănânce din pomul ăla. Nu îi spune lui Eva, îi spune lui Adam. Și apoi să prezintă uh, cum Dumnezeu a făcut-o pe Eva din coasta lui Adam. Și vine șarpele și cochetează șarpele și discută șarpele și o înșeală pe Eva și el stă ca pămpălău acolo. Dumnezeu spune să nu mâncați. Și diavolul pervertește complet porunca lui Dumnezeu. Oare a spus Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Dumnezeu a spus să mâncăm din un pom din grădină. A fost o poruncă banală, simplă. Să mâncați, zice, pomi erau plăcuți la vedere și bun de mâncat. Domnule, luați și mâncați. Vă plac, vă satisface și vizual, și gustul, și tot ce vreți voi. Dați-i drumul. Numai de ăla nu. Porunca aceea, prohibiția aceea a fost dată ca să-l ferească de un pericol. De un pericol. Și el trebuia să privească prohibiția aceea, interdicția aceea ca un har de la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să mă protejeze de rău. Și când nu intra șarpele acolo, cu o bătă să-i dea peste cap și să-l scoată afară. ce e șarpele ăsta aici care vorbește, mă? să l scoată afară. Dacă avea perspectiva aceasta a poruncilor lui Dumnezeu, dar tocmai asta a făcut satana. A pervertit rolul, viziunea, perspectiva pe care el o avea asupra poruncilor lui Dumnezeu. Deodată porunca lui Dumnezeu părea ceva care îi fură lui cea mai mare plăcere. Putea să fie ca Dumnezeu. Cum a încercat satana să fie. Și din păcate, mulți credincioși care stau în adunare și ascult poruncile lui Dumnezeu simt același juc pe care l-a simțit Adam când l-a ispitit uh, Satan pe el și pe Eva. Poruncile lui Dumnezeu sunt grele. Deja v-a spune Ioan. Sunt grele poruncile lui Dumnezeu. Venim în fiecare duminică aici și suntem apăsați. Ni se dau mai mult de purtat. Mai multe poveri. Mai multe poveri. Nu! Dumnezeu îți deschide ochii prin cuvântul lui, prin Duhul sunt și în dimineața aceasta ca să vezi un pericol și să fii ferit de el. Este un har pe care ți-l face Dumnezeu. Este un har pe care ți-l face Dumnezeu și pe care mi-l face Dumnezeu în viața aceasta. Din punctul acesta de vedere, dacă în Sfânta Scriptură sunt poruncile care ne feresc de pericole, a ține Biblia închisă înseamnă, înseamnă sau dacă aș putea folosi imaginea aceasta, înseamnă a te duce pe un teren minat și a merge ca un nebun drept înainte. Și așa vesel, când în, a, eu știu că e minat tot terenul ăsta, nu mă interesează cine ar putea să-mi spună cum pot să depistez minele pe care ar putea să cad să mă fac praf într-o secundă. Nu mă interesează. Eu vreau să trec ca idiotul, tot direct înainte. Cam asta înseamnă să ții Biblia închisă. Dacă Biblia este cartea aceea prin care Dumnezeu ne prezintă toate locurile acelea în care sunt pericole, și toate modurile în care noi ne putem păzi de aceste pericole. Uitați comparația pe care o face, simplu de înțeles. Textul acesta ni se arată responsabilitatea față de Evanghelie și riscul care însoțește Evanghelie. Da? Cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Și riscul acesta este prezentat într-un argument foarte simplu. Foarte simplu, înțelegeți. înțelege. În versetul 2 se vorbește despre evrei sub lege și în versetul 3 se vorbește despre noi, noi toți, oricine care aude Evanghelia. Simplu. În perioada aceasta de la venirea Domnului Iisus Hristos când El a instaurat nou legământ. Haideți să ne uităm la prima parte unde arată legea care a venit prin înger și felul în care autorul își construiește argumentul. Era arată cu privire la lege stabilitatea acestei legi, spune că și dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguit, nezguduit. Despre ce cuvânt se vorbește? Faptele Apostolul 7 cu 53, vorbește despre același lucru, spune, voi care ați primit legea dată prin îngeri. Deci cuvântul acesta este legea. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați... N-ați păzit-o. Galaten 3 cu 19. Atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța care ei fusese făcută făgăduința. Și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Motivul pentru care vorbește despre cuvântul acesta sau legea vestită prin îngeri este pentru a ne duce imediat la Hristos și cuvântul care a venit prin Hristos. Că asta e comparația între îngeri și Cristos Între cuvântul venit prin îngeri și cuvântul veni prin Hristos, da? Asta este comparația care se face. Asta înseamnă că pentru noi, zice, dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de mântuirea așa de mare? Cu alte cuvinte, ceea ce nou ne-a fost adus este ceva mai grozav decât toate aparițiile îngerești care au fost în Vechiul Testament. Înțelegeți lucrul acesta? Poate la citirea Vechiului Testament, când întâlniți oameni cărora Dumnezeu li s-a arătat prin înger și așa mai departe, vi se pare un lucru extraordinar, fantastic. Nu există nimic mai grozav decât ceea ce nouă ne-a fost adus prin Domnul Isus Hristos. Asta este comparația pe care o face autorul aici. De la mai mic la mai mare. Dacă prin înger a venit un cuvânt care a fost nezguduit, cum vă scăpa noi? Dacă să ne păsători față de o mântuire care a venit și a fost vestită întâi prin Domnul Isus Hristos, care este mai mare decât îngeri și mai mare decât legea care a venit prin îngeri. Acesta este argumentul. Noi avem ceva mai grozav decât au adus toți îngerii care s-au arătat vreodată pe pământul acesta. Și lucrul acesta este mântuirea, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Mi se arată stabilitatea de legii, da? Zice, cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. A fost un nebun pe care l-a menționat fratele Mihai într-o sesiune, dacă nu mă înșel, care a spus, Dumnezeu din dragoste pentru noi a călcat legea. A dat legea la o parte. Nu? Nu? Auziți? Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. Legea vine din caracterul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar călca legea, Dumnezeu s -ar, și ar călca, călca, propria sa natură și n-ar mai fi Dumnezeu. S-ar dovedi că nu este Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a călcat niciodată legea lui. cea mai mare demonstrație acestui lucru, cea mai mare dovadă acestui lucru că Dumnezeu nu-și calcă legea, Dumnezeu nu bage mizeria sub covor. Frate, zonă, nu poate Dumnezeu, nu știi, extins, slab, să mature puțin. Ce mare lucru pentru Dumnezeu? El e tot puternic. Nu pur și simplu să treacă cu vederi. Ce care scofală? Ne, 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 bate la cap cu pocăința și că trebuie jerfă și... Dom'le, chiar nu se putea altfel? Nu. Nu. Nu se putea altfel. Pentru Dumnezeu nu se putea altfel. Iar crucea Domnului Isus Hristos, crucea Fiului Lui Dumnezeu, este cea mai mare dovadă a faptului că Dumnezeu nu putea să zguduie legea. Și Domnul Isus Hristos întărește lucrul acesta. Vor trece cerurile și pământul, dar nu va trece o singură iotă din legea lui Dumnezeu fără să, se împline, împlinească. Nu se poate. Legea este nezguduită. Să arată severitatea acestei legi. Dacă legea s-a dovedit nezguduită, e stabilă, dar și sever. Zice, dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă la răspătire. Vedeți, are legii cuprinde toate lucrurile. Asta arată caracterul lui Dumnezeu, că Dumnezeu vede toate lucrurile. Vede toate lucrurile arată pedepsele pe care le aducea legile pentru că asta arată că Dumnezeu reacționează la păcatul nostru. Legea lui Dumnezeu care cuprinde, care atinge orice fel de comportament, arată că Dumnezeu vede toate lucrurile. Legea lui Dumnezeu care reglementa răsplată pentru orice tip de comportament păcătos, arată că Dumnezeu reacționează la păcatul nostru, dar Dumnezeu nu pur și stă în cer și se enervează. A, ce aș face cu ei? Dar nu fac nimic. Nu, Dumnezeu reacționează. Dumnezeu a dat o lege prin care să se pedepsească păcatul, ca omul să înțeleagă că Dumnezeu reacționează. Legea arată ceva despre Dumnezeu, da? Mai mult decât atâta, se arată că legea aceasta a fost dreaptă. Zice, orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. Asta înseamnă că legea arată despre Dumnezeu, că Dumnezeu este drept. Dumnezeu vede, Dumnezeu reacționează și atunci când reacționează, Dumnezeu reacționează drept. Dumnezeu nu are crize de mânie. Să fie foarte clar. Dumnezeu se mânie, dar Dumnezeu nu are crize de mânie. Să nu proiectăm niciodată asupra lui Dumnezeu felul în care noi înțelegem mânia. Dumnezeu are o mânie sfântă. Totuși asta nu înseamnă că legea a fost un păcat. Sau că legea a fost rea. Sau că legea a fost, ce știu eu cum ați putea să spuneți lucruri negative despre ea. Eu cred că legea a avut în ea însăși o componentă a harului. O componentă a harului. În ce sens? De exemplu, legea a fost un har pentru că legea a arătat caracterul lui Dumnezeu. Și poporul lui Israel putea să aibă o concepție corectă despre Dumnezeu. Nu? Asta vedea poporul Israel, trebuia să vadă în lege. Noi îl vedem pe Dumnezeu nostru, că este sfânt, că Dumnezeu nostru este drept. Înțelegem cine este Dumnezeu. Fără lege oamenii au pervertit revelația naturală. Revelația venită prin conștiință. Noi prin natura noastră pervertim orice lucru pe care îl spune Dumnezeu despre sine. Și cu cât e mai neclar sau mai obscur lucrul ăla, cu atât e mai bine pentru noi. Legea a venit să arate exact cine este Dumnezeu. Și a fost un har din punctul acesta de vedere. Regea, de asemenea, dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, ea n-a cerut pedeapsa capitală pentru orice păcat. Deși noi știm că plata păcatului, a oricărui păcat, este moartea. Legea nu pedepsea cu păcatul, cu moartea orice păcat. Din punctul acesta, legea a fost un har de la Dumnezeu. Legea a fost un har de la Dumnezeu. Legea a fost un har și pentru că a fost o formă de limitare a răului în poporul lui Dumnezeu. De teamă, de frică, de rușine, oamenii nu mai făceau anumite lucruri. Dumnezeu limita și asta face Dumnezeu și astăzi. Prin legile statului, Dumnezeu limitează răul. Legea de asemenea, dacă făceai un păcat și trebuia să te duci să aduci jerfă, legea era un har pentru că legea te, te aducea în fața punctului în care trebuia să recunoști, domnule, am nevoie de pocăință. Eu am dat-o slabă, spăcătos. Trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă întorc la Dumnezeu, trebuie să fac lucrul ăsta, da? Și apoi legea a fost un har pentru că arăta spre jertfa Domnului Isus Hristos. Însă ca să înțelegem cât de important e să avem o atitudine corectă față de Evanghelie în dimineața asta, ca să înțelegem de ce trebuie sau cum trebuie să avem o atitudine corectă față de Evanghelie, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat cu oamenii față de lege. Pentru că ăsta e argumentul lui. Uite ce o pățit ăștia care o neglijat legea, ca să vedeți că voi care neglijați Evanghelia o să, ceva, o să pățiți ceva mult mai rău. Ce au pățit oamenii care au călcat legea? Ca să spune textul aici. Orice neascultare, orice abatere și a primit o dreaptă răsplătire. Hai să vedem câteva exemple. Da? Să vezi dreapta răsplătire pe care o primit-o ei și că noi o să avem ceva mult mai mult dacă neglijăm Evanghelia, dacă suntem nepăsători față de ea. Vă dau câteva cazuri din Vechiul Testament. Unul notabil, Exod 32, când își fac vițelul de aur și Aron aduce poporul la o, o, la o situație în care erau fără frâu, pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a prins de mânie, a aruncat tablele din mână, le-a sfârmat de piciorul muntelui. Moise a văzut că poporul era fără fru, că Aron îl făcuse să fie fără fru, spre bajocul a săi. S-a așezat la ușa taberei și a zis, ascultați, în dreapta răsplătire dusă de lege. Cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Fiecare din voi să se încingă cu sabia merge și străbate stabara de la o poartă la alta și fiecare să o moare pe fratele său, pe prietenul său și pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise. Și aproape 3.000 de oameni au perit în ziua aceea din popor. Asta este o dreaptă răsplătire. Când, aduce, când aduc fiul Aron foc străin, asta apropo de călcarea principiului regulativ, Dumnezeu le-a spus exact ce compoziție să fie de tămâie. Tot, 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 tot. tot. Ei au vrut să aducă puțin improvizații în închinare. Leviticul 10 cu 1. Fiul lui Aron, Nadab și Abihu și-au luat fiecare cădelință, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și au adus astfel înaintea Domnului foc străin. Noi nici măcar cei mai mulți dintre noi nu știm care e greșeala pe care o făcut-o. Când nu contează. Noi au pus foc, au pus tămâie, ce mai contează? contează când o pus, cum o pus. O pus sau nu pus, Au adus foc Domnului, da. Ce? Bine că o adus. Cei mai mulți nu știm care e greșeala pe care o făcut-o ei, da? Lucru, auziți, lucru pe care el nu l-l poruncise. Da, dar nimeni nu i interzis să aducă exact felul ăla. Da, asta e problema. Că nu le-a spus să aducă. Le-a spus exact cum să aducă, ceea ce excludea orice altă variantă de închinare. Așa au înțeles poporul Israel, da? Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. O dreaptă? Răsplătirea. Acum, dacă ar fi Dumnezeu să facă lucrul ăsta în adunările de astăzi care improvizează închinarea, nu știu câte adunări mai rămâne. Da? Nu știu câte adunări mai rămâne. Le cu 24 cu 11. Fiul femeii israelite a hulit și a blestemat numele lui Dumnezeu. L-au dus la Moise. Mama sa se numea Shelomit. Moise a vorbit copiilor lui Israel, a scos afară din tabără pe cel ce hulise și l-au ucis cu pietre. Copiii lui Israel au făcut după porunca pe care au dăduse lui Moise Domnul. O dreaptă răsplătire. Numărul 11 cu 1. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge de câte ori nu facem așa acasă la noi, nu? Sunt cu nevestele. Cârtim în gura mare. Ne merge cum? Rău ne merge, nu? Rău ne merge. Când a auzit, Domnul s-a mâniat. S-a aprins focul între ei, focul Domnului și a mistuit o parte din marginea trabelui. Numeri 12, 1 la 2. Cârtire împotriva conducerii. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeiei etiopene pe care o luase el de nevastă. Că își luase o femeie etiopiană și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Știm noi vreo doi care au vrut, Domnul să vorbească. Doi aici, doi la noi. Și Domnul a auzit-o. Norul s-a depărtat de pe cor și iată că Maria era plină de lepra albă ca zăpada. Aron s-a întors prin Maria și iată că ea avea lepră. O cârtit. Ce, numai prin el vorbește Domnul? Care e problema? Altă situație. O dreaptă răsplătire. Numeri 14 cu 36. Bărbații pe care trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor făcuse ca toată adunarea să cârtească împotriva lui negrin țara, oamenii aceștia care în țara au murit acolo înaintea Domnului loviți de o moarte năprasnică. O dreaptă răsplătire. Oamenii aceștia contestă apoi pedeapsa lui Dumnezeu, spune în numeri 14, 40, 41. S-au sculat din dimineața a doua zi, s-au suit pe vârful muntelui, zicând, iată-ne! Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul căci am păcătuit. Vor să rezolve problema. N-am vrut să ne suim în Canaan, acum vrem. Moise a zis, pentru ce călcați porunca Domnului? Nu vă ți -ți buti. Ei s-au îndărătnicit și s-au suit pe vârful muntelui. Dar chivotul legământului și Moise n-au ieșit din mijlocul taberei. Atunci s-au coborât amaleciții și cananitii care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i au tăiat în bucăți până la horma. O dreaptă răsplătire. Numere 15 cu 32. Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strângând lemne în ziua sabatului. Domnul a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea. Toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără. Toată adunarea l-a scos afară din tabără, l-a ucis cu pietre și a murit cum porucisele lui Moise Domnul. O dreaptă răsplătire. Pentru că uh, uh, Apostolul sau autorul, când scrie în Evrei, că orice abatere și orice neascultare a primit o dreaptă răsplătire, el știa că în audiența aceea evrească urmau să vină, să apară în mintea lor, să se ridice în mintea lor toate evenimentele acelea în care Dumnezeu, prin lege, a dus o dreaptă răsplătire. Și să înțelegi că dacă respinge Evanghelia, e cu mult mai grav decât atât. Cu mult mai grav. Este o răscoală congregațională. Apropo, ăsta e primul eveniment în care o a vrut să fie conducere congregațională. Pur congregațională. Pur. Fără prezbitere. Ia auziți. Core fiului lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi s-au răsculat împreună cu Datan și Abiram fiul lui Eliab și om fiul lui Pelet, câtești trei fiul lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250.000 de oameni din copiii lui Israel. Din și adunării. Nici ăștia nu mai vreau din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis, destul că și toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Să fie democrație pură. Anarhie, domnule, să nu fie unul care să fie deasupra câțiva care să conducă. Nu! Pe când îi sprevea, el de toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura și a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au coborât astfel de vii în locuința morților, ei și tot ce aveau. Pământul i-a acoperit de toți și au perit din mijlocul adunării. Tot Israelul care era în jurul lor, când au țipat ei, a fugit că ziceau, să fugim ca să nu ne înghită pământul. Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia. O dreaptă răsplătire. Numeri 16 cu 41. A doua zi toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aron zicând Voi ați omorât pe momorul, poporul Domnului. Ba. Cum credea ei că o se foc, se omoară, nu știu. Și Moise a zis lui Aron, ia că de pune foc în ea pe altar, pune tămâinea, du-te repede și la adunare și fă ispășire pentru ei că cea izbucnim în Domnului și a început urgia. 14.700 de inși au murit de urgia aceasta. Afară de cei ce murise din piciunea lui Core mult sau puțin? O dreaptă răsplătire. Călătorul despre Canaan spune numărul 21 au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara ai Domnului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Vi se pare un păcat grozav ăsta? și a pierdut răbdarea. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Dar vedeți, ei nu zic niciun cuvânt despre Dumnezeu, ei zic despre Moise, dar Dumnezeu zice asta e păcat împotriva lui Dumnezeu. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbi sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Numer 25 cu 1. O treaptă răsplătire. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele Dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. 24 de mii au murit loviți în urgia aceea. O dreaptă răsplătire. Dar cei mai rău încă nu au venit. Pedeapsa mai grea este dată pentru cei care aud Evanghelia, nu legea. Și zice, nu că o resping, hulesc, cârtesc, nu. Ci sunt nepăsători față de o mântuire așa de mare. Uitați-vă la întrebarea retorică a autorului. Cum vom scăpa noi? Cum vom scăpa noi? De aceea cred că a fost bun îndemnul ăsta și chemarea asta. Pe care, chemarea aceasta pe care a făcut-o fratele păstor duminica trecută, să nu mergem așa superficial la pocăință. Nici nu ne-am mărturisit păcatele că noi ne-am așa afirmat noi singuri iertarea. Nu suntem iertați oricum, nu? Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Autorul cărții evrei, comparând toate pedepsele din Vechiul Testament, spune că există ceva mai grav decât a curvi, decât a huli, decât a fi idolatru, decât a-ți pierde răbdarea, decât a vorbi împotriva Domnului, decât a vorbi împotriva uh, uh, conducerii din popor. Este ceva mai grav decât toate păcatele astea pe care Dumnezeu le-a le -a pedepsit și cărora Dumnezeu le-a dat o dreaptă răsplătire. Este ceva mai grav. Care e lucrul ăla mai grav? Care e păcatul ăla mai grav decât toate lucrurile pe care le-au făcut ei în vechiul legământ și pentru care au fost pedepsiți într-un mod drept? Care? Să fii nepăsător față de o mântuire așa de mare. Să fii nepăsător față de o mântuire așa de mare. Da? El ne arată din nou că Evanghelia aduce o responsabilitate când spune cum vom scăpa noi. Suntem responsabili în fața Evangheliei. Suntem responsabili în fața lui Hristos. Și apoi ne prezintă cum a fost revelată această Evanghelie. Cum vom scăpa noi față de o mântuire și foarte important cum o numește. O mântuire așa de mare. Așa de mare. De ce e mântuirea așa de mare? De ce este mântuirea așa de mare? Mântuire, poți să observi mântuirea așa de mare când te uiți la persoana care a adus-o și la lucrarea pe care ea a făcut-o. Poți să înțelegi că mântuirea este așa de mare când te uiți la persoana care a adus-o și la modul în care a adus-o. Aș vrea să vă prezint în câteva idei mântuirea asta așa de mare printr-o serie de contraste. Referitor la Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos care era Duh ca și Dumnezeu Tatăl a venit și a luat trup ca un om. Domnul Iisus care este necuprinsul s-a lăsat încorsetat într-un trup care este finit. Domnul Iisus care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat s-a făcut om din fecioară. Domnul Iisus care este stăpânul spune în Filipeni a luat chip de rob. El stăpânul a luat chip de rob. Domnul Iisus care este slava lui Dumnezeu spune în Isaia și a luat asemănarea unui om care nu avea nimic care să atragă privirile. El este slava lui Dumnezeu. Și nu avea nimic care să atragă privirile. Domnul Iisus care este singur născut din dată, s-a născut, s-a lăsat născut din se bie. Domnul Isus, care nu poate fi ispitit pentru că este Dumnezeu, s-a lăsat în repetate rânduri să fie ispitit de diavolul și de oameni. Domnul Isus, care stă în cerul, spune Scriptura că Dumnezeu stă în ceruri și își bate joc de cei mai puternici oameni ai lumii aceștia, s-a lăsat hulit, bajocorit, agresat și contestat de oameni. Domnul Isus, care este nelimitat și infinit, s-a supus tuturor limitărilor trupești și tuturor neajunsurilor acestei veți. Domnul Isus, care este cel la puternic, S-a trudit, a obosit și s-a prăbușit cărându-și crucea. El a tot puternic Dumnezeu. Domnul Iisus, care este Domnul Veței, spune apostolul Petru într-o predică, care este Domnul Veței, s-a lăsat de bunăvoie dus la moarte. Domnul Iisus care este și s-a aflat în părtășie veșnică cu Tatăl, știți că strigă, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? El, Sfințenia Absolută, care n-a cunoscut niciodată din veșnicie în veșnicie niciun păcat, Scriptura spune că s-a făcut păcat pentru noi. El care este cel binecuvântat în veci vecilor s-a făcut blestem pentru noi. El, judecătorul celor vii și celor morți, a fost dus la judecată. El care trebuia să pedepsească, a fost pedepsit. El care este cuvântul, spune Scriptura, că n-a deschis gura deloc. Ca o oaie mută înaintea celor care o tun, n-a deschis gura. El a coborât din părtășia Sfinților Îngeri pentru a sta la masă cu păcătoșii și la urmă să fie crucificat între doi tâlhari. Datorită persoanei Domnului Isus Hristos avem o mântuire așa de mare. Și când te uiți la mântuirea pe care El ne-a dat-o nouă, înțelegi că această mântuire este așa de mare. De exemplu, noi dușmanii lui Dumnezeu am fost împăcați cu Dumnezeu. Noi robii păcatului am fost răscumpărați din păcat. Noi vinovați datorii pă păcatului am primit iertarea păcatelor. Noi copiii mâniei am fost înfiați pentru a fi copiii lui Dumnezeu. Noi cei morți am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Noi care meritam iadul am fost puși în locurile cerești. Ce distanță mare! Noi cei orbi am fost luminați să vedem frumusețea lui Hristos. Noi cei păcătoși am fost sfințiți, spune nevrei, o odată pentru totdeauna. Noi cei ignoranți am fost aduși la cunoștința adevărului. Noi din împărăția tunericului am fost transferați în împărăția fiului dragostei lui. Noi cei condamnați am fost ocotiți, neprihăniți. Noi cei aflați sub lege am fost eliberați de sub această lege. Noi cei despărțiți de Tatăl am fost apropiați de tată. Noi cei parte din lume am murit față de lume. Noi cei sub puterea deavului am fost puși sub Domnia lui Hristos. Noi cei vii față de păcat am murit față de păcat. Noi care tream un fel de șer de viețuire, moștenim la părinții noștri, am fost înviați la o viață nouă. Noi cei aflați sub mânia lui Dumnezeu, spune Scriptura că acum nu putem să fim despărțiți de dragostea lui Dumnezeu. Noi cei fără nădejde și Dumnezeu în lume, acum trăim pentru Hristos. Noi, ofensatorii lui Dumnezeu, am devenit neprihănirea lui în Hristos. Noi cei vinovați în conștiințele noastre am fost curățiți în ele. Noi cei care slujeam păcatul, acum slujim Dumnezeului celui viu. Noi care făceam parte din acest viac rău am fost câștigați pentru eternitate de Dumnezeu. Noi cei lipsiți de slava lui Dumnezeu, acum suntem templele Duhului lui Dumnezeu. Când te uiți la Hristos, când te uiți la mântuirea pe care ne-a dat-o El nouă, nu poți să spui decât că aceasta este o mântuire așa de mare. Înțelegi tu cât de mare e mântuirea pe care a procurat-o Domnul Iisus Hristos? Și dacă înțelegi lucrul acesta, ai primit o această mântuire? Asta este o întrebare foarte serioasă pentru toți care suntem aici. Întrebarea nu este dacă am ridicat mâna la o evanghelizare, dacă am făcut o rugăciune, dacă ne-am botezat, dacă ne-am mutat în adunarea asta când a fost plantată. Nu asta este întrebarea. Finală și primară. Întrebarea este în această dimineață pentru toți, începând din față și până în spate, care este atitudinea ta față de această mântuire? Așa de mare. Analizează-te și roagă-te ca Duhul Sfânt să-ți descopere exact care e atitudinea, starea inimii tale față de o mântuire așa de mare. Asta este valoarea mântuirii. Este așa de mare. Această mântuire a fost vestită. Spune că a fost vestită întâi de mântuitorul nostru Domnul Iisus Hristos și apoi de martorii oculari. Spune, după ce a fost vestită întâi de Domnul însuși, Dumnezeu însuși a venit și ne-a vestit-o și ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. A fost vestită și apoi a fost validată mântuirea asta de însuși Dumnezeu Tatăl. De însuși Dumnezeu Tatăl. Cum? În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului sunt împărțite după voia sa. Toate semnele acestea, puterile acestea, felurile minuni, darurile Duhului sunt au fost date de Dumnezeu, spune aici ca să autentifice, ca să valideze, ca să întărească mărturia ucenicilor. O mărturie despre ce? Despre Evanghelie, despre mântuirea asta așa de mare, da? Tatăl produce validarea asta, Fiul primește validarea asta, autentificarea asta din partea Tatălui și spune că Duhul Sfânt este Cel care prestează lucrarea aceasta. Vorbește despre lucrări de putere, semne, minuni. Daruri ale Duhului Sfânt făcute la comanda lui Dumnezeu pentru a-L valida pe Domnul Isus Hristos. Cred că aici, pe scurs, ar putea face un argument pentru încetarea anumitor daluri, pentru anumitor daruri, pentru că ele sunt legate de prima aceea generație Auziți, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor. lor. Da? Care predicau pentru prima oară Evanghelia mântuirii în Domnului Iisus Hristos. Câteva concluzii aplicative. Vreau să rămân la întrebarea aceasta. Înțelegi tu cât de mare este această mântuire? S-o cuprins complet cu mintea nu poți, dar înțelegi cât de mare este? Este așa de mare. Când te uiți la Hristos, la ce a făcut El și când te uiți la ce a făcut Hristos în tine sau mine, sau noi, trebuie să tragi concluzia aceasta. Mântuirea este așa de mare. A doua întrebare foarte importantă este care este atitudinea ta în dimineața asta față de o mântuire așa de mare. E întrebarea finală. Trebuie să fii complete și din minți nebun să crezi în dimineața asta după ce ai văzut câte pedepse a dat Dumnezeu și ce fel de pedepse a dat Dumnezeu celor care au călcat legea Vechiului Testament. Trebuie să fii la propriu complete și din minți să crezi că vei scăpa cumva dacă nu primești pe Domnul Iisus Hristos. Revelația supremă a lui Dumnezeu. Deci trebuie să fii complet ieșit din minți. Păi, doamne, eu sunt un nebun și nu dau seama de asta, dar îmi convine. Eu știu că n-am nicio șansă fără Hristos, dar nu-mi pasă, nu mă interesează. Cum putem gândi noi că putem scăpa față de o mântuire așa de mare? Dar eu care stau în bancă și spun, da, eu am primit pe Domnul Iisus Hristos, eu m-am botezat, eu fac parte dintr-o biserică și trăiesc de o perioadă poate lungă de timp în nepăsare față de Hristos. În nepăsare față de Evanghelie. Poți să vii la biserică și să fii nepăsător. Poți să cânti și să fii nepăsător în realitate. Să faci lucrul ăsta pur și simplu ca un ritual. bătându joc la propriu de ceea ce Dumnezeu a lăsat în biserică să fie o metodă a Harului. Care să-ți încălzească inima, să-ți aprindă inima. Să te crească în sfințenie. Să fii nepăsător, negligent, Să nu te intereseze în realitate. Să pierzi complet substanța, conținutul tuturor lucrurilor pe care le facem aici. Și care arată de fapt Evanghelia. Care toate sunt intenționate ca să aprindă din nou în mintea noastră gânduri sfinte legate de mântuirea asta așa de mare pe care ne-a dat-o Domnul Isus Hristos. Să ni se aprindă din nou inima pentru persoana Domnului Isus Hristos. De asta au fost intenționate. Frate și soră, care este atitudinea ta față de Evanghelie? Ești în realitate nepăsător? Îți bate inima pentru Evanghelie. Dorește Evanghelia? Ești lipit de dorește Evanghelia? Înțelegi că a cocheta cu Evanghelia nu este același lucru cu a crede Evanghelia. Mulți vreau au cu Evanghelia. Mulți dintre ei. Mulți evrei cunoșteau, cercetau în continuare Evanghelia și cochetau cu Evanghelia. Ar fi bine. Cred că el da, cred că el Asta nu înseamnă să crezi. Asta înseamnă să analizezi, înseamnă să cercetezi. Și vom vedea imediat capitolul 3, capitolul 4, că câ când apostolul izbunește, astăzi dacă auziți glasul lui, astăzi dacă auziți glasul lui, cum s-a spus în perioada uh, monarhică, pe vremea lui David, insuflat de Duhul Sfânt, când a spus astăzi dacă auziți glasul lui, uitați-vă la generația mozaică, ce s-a întâmplat cu el astăzi dacă auziți glasul lui. Și după mii de ani, același cuvânt spune după cum zice Duhul Sfânt și pune la timpul prezent ceva ce a fost scris cu mii de ani înainte. Cum zice acum Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul lui. Ar fi, ar fi o, 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 o întristare profundă și o, o durere profundă a inimii mele să vii în adunarea asta, să, să fi țipat la tine în dimineața asta, să fi strigat la tine, să te implor în dimineața asta. Ai auzit Evanghelia, trebuie să crezi, să te pocăiești, să-l primești pe Domnul Isus Hristos și să plezi de aici tot așa. Sau să te fi botezat, să fi fost membru în adunarea asta. Și să nu ne întâlnim în părăția lui Dumnezeu. Ar fi o tragedie cumplită. Ar fi o tragedie cumplită. Și să stea să păstorească cineva în adunarea asta niște oameni sau pe unii dintre oameni care la finalie n-au primit Evanghelia. Au fost neglijenți. Au fost nepăsători. Ar fi la propriu o tragedie. Hai să privim pasajul acesta foarte, 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 foarte serios. Și să trăim în fiecare zi din viața noastră. Este pentru noi lucrul acesta. Să trăim în fiecare zi din viața aceasta cu gândul acesta. A neglija Evanghelia este mai grav decât orice păcat pe care l-au făcut toți evrei vechiul legământ. Ăsta e păcatul păcatelor. Să primești pe Domnul Isus Hristos, să-ți fie oferit Domnul Isus Hristos, să-ți fie predicat Domnul Isus Hristos, să fii chemat la Domnul Isus Hristos și tu să fii nepăsător. Vino la Domnul Isus Hristos. Dacă ai venit la Domnul Isus Hristos, continuă să vii la Domnul Isus Hristos. Ține-te de Domnul Isus Hristos. Rămâi ancorat în Domnul Isus Hristos. Dacă îl pierzi, dacă te duci, dacă te depărtezi spre alte lucruri, Vei fi în derivă și vei fi în rătăcire continuă și vei sfârși fără Dumnezeu pentru toată veșnicia. Dumnezeu să ne ajute să venim la El și să stăm lângă El. Amin.